Nu mai e nimeni.
mulțumesc foarte mult. Sigur că este o surpriză plăcută, fiindcă mă uit, nu doar capra s-a înmulțit, dar și dumneavoastră v-ați înmulțit numeric, dar și calitativ, comparativ cu anul precedent. Suntem astăzi în ajun de Sfântă Sărbătoare. Suntem cu obiceiuri foarte frumoase de a merge de lichiile, de a vizita rudele, neamurile, cei apropiați. Și eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră, acest colectiv frumos, care reprezentați și Coșnița, și Doroțcaia, și Chișinău, și alte localități din Republica noastră, ați reușit să ajungeți la noi și să ne aduceți șuleacă de zăpadă. O iarnă adevărată, așa-i sau nu? Da, da. Puteți să aplaudăm oamenii aceștia pentru munca aceasta. Eu vreau să vă doresc dumneavoastră tuturor, sigur că sărbători fericite. Și astăzi și mâine să aveți și culindători. Să aveți dorințe de a primi culindătorii. Să aveți posibilitate să transmiteți această energie pozitivă care ne-ați adus-o și nouă și în continuare și acelor tineri și acelor mai în vârstă, oamenilor care o necesită cu adevărat. Fiindcă bunătatea este cel mai important lucru, dragostea este cel mai important lucru și răbdarea același lucru. Sunt trei lucruri absolut importante care trebuie să le păstrăm, trebuie să le promovăm și să le transmitem unul de la altul. Vreau să vă doresc ca nu doar sărbătorile acestea, dar și toate sărbătorile din luna ianuarie, dar și toate sărbătorile din anul 2017 să vă fie de bun augur. În fiecare din familiile dumneavoastră, la fiecare dintre dumneavoastră, neam de neam, a zecea neam. Și sigur că să vă doresc sănătate, belșug în toate, fie ca nepoții, copiii, strănepoții, rudele, să vă ducă doar clipe plăcute și dumneavoastră să le simțiți mereu această energie pozitivă. Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază pe dumneavoastră, pe noi toți și fie ca anul 2017 să fie un an puțin, dar totuși mai bun decât cum a fost anul 2016. Permiteți-ne să vă mânăm colacul. Cine cu colacul, așa, ia că capra, și petacul în cușmă. Domnul Sergiu, vine cu așa. Și aplauze pentru artiștii noștri.